La un moment dat, anumite suprafețe din bucătărie ajung să fie acoperite de grăsime. Foarte puțini știu că pot îndepărta grăsimea fără prea mult efort. Poți obține o suprafață curată doar cu ajutorul unui singur produs, pe care toată lumea îl are în casă. Prețul acestuia este de doar un leu. În momentul în care grăsimea ajunge pe anumite suprafețe din bucătărie, suntem tentați să apelăm la ajutorul unor produse din comerț. Însă, putem rezolva această problemă și cu produsele pe care le avem în casă. Pe lângă bicarbonat, un alt produs la care putem apela este praful de copt. Foarte multe gospodine au în bucătărie acest aliment. Mai mult, prețul acestuia nu este unul mare, ci din contră. Cu doar un leu putem rezolva problema. O gospodină a dovedit că acest truc funcționează. Potrivit acesteia, tot ceea ce trebuie să facem este să amestecăm praful de copt cu trei linguri de apă. Trucul nu numai că a durat puțin, dar a și salvat buzunarul. Dacă nu aveți praf de copt, puteți apela la ajutorul bicarbonatului de sodiu. De-a lungul timpului, produsul s-a dovedit a fi util în eliminarea petelor de ulei și de grăsime, care de cele mai multe ori pe podea, fie că vorbim despre parchet sau gresie. Pentru a îndepărta petele, tot ce trebuie să faci este să pui bicarbonat peste acestea. Ulterior, cu ajutorul unui pulverizator, se adaugă apă pe suprafețele murdare. Aștept așteptăm ca soluția să acționeze. Pentru obținerea unor rezultate uimitoare, este recomandat să o lăsăm peste noapte să acționeze. Rezultatele te vor impresiona. Este ideală pentru dulapuri pentru că nu atacă suprafața. După ce a tratat zona murdară, înmuia scârpa în apă pentru a șterge surplusul de praf de copt. Relatează impact.ro